folosește promocodul EasyFoxy pentru cele mai bune prețuri doar pe eneba.com. Salutare vulpițelor și vulpișorilor, suntem aici alături de Elena, cu skin-ul ei cel mai tare, cel mai șmecher și cu Ana alături de ea, cu skin-ul ei cel mai tare și cel mai șmecher. Astăzi ne-am distrat o grămadă pe live-uri, deci dacă vreți să veniți și voi pe live-urile mele, care sunt zilnice de la 2 până la 10 seara, suntem aici, sunt aici și eu și Houdini, dați mare like, subscribe, găsiți în descriere link-uri pentru live-uri zilnice. Aveți un link acolo, intrați, dați follow și ne vedem aici și povesti. Astăzi am intrat pe Brawl Stars pentru că am văzut că s-a întâmplat ceva super, 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 super tare pe shop și rămâneți aici să vedeți despre ce este vorba, pentru că este super interesant și nu trebuie ratat. Intrăm frumos pe shop. Ia să-mi scot o secundă camera. Ba nu, se vede, de fapt se vede. E ok, nu trebuie să scot camera. Vedeți, da? Perfect. Avem aici o ofertă din asta. Mamă, World Final Spec. Adică primești 5.000 de coinuri, 170 de gemuri. Ok. Super. Dacă e oferta asta la 50 de lei, de ce mi se pare mie bună oferta asta la 50 de lei? Vă zic două motive. Trei motive. Bine, uite așa. Trei motive, vă zic. În primul rând, primești 5.000 de bănuți și având în vedere că, de exemplu, eu am 4.916, cu acești 5.000 și poate ce mai am eu pe acolo prin Brawl Pass, aș putea să iau un skin din acela silver care o să-mi apară pe shop. Bun. În alta ordine de idei, primim 170 de gemuri. Și cu aceste 170 de gemuri putem să cumpărăm Brawl Pass-ul din sezonul viitor. A? Ofertă bună, da? După aia mai vedem oferta asta. Îl vedem pe Challenger Cold. Știți că numai unii puteau să primească acest skin. Acum s-o băga cu 25 de lei pe shop. Dacă îl vreți, dacă vă place foarte mult așa sufletește, acum îl puteți lua cu 25 de lei. Ia să vedem, să-i dăm un try, să vedem dacă merită. Interesant, chiar e interesant, sunt faine efectele și așa mai departe, dar hai să-l testăm. Să vedem exact care e faza cu el, pentru că merită sau nu? Asta e întrebarea, dacă merită cei 25 de lei. Mamă, ia uitați! Deci el trage efectiv, ce sunt astea, ce ziceți voi că sunt? Un fel de glonțe mai dubioase, mai, nu știu să vă zic exact cu ce trage. Cu niște steluțe, așa am impresia. Așa, perfect. Și hai să-i vedem ultimata, nu? Să vedem care e faza cu ultimata. Aha, deci da, trage așa cu o ploaie de stele. Ok, mișto. Și hai să vedem ce fac, de exemplu, gadgeturile. Stai, bă, așa. Nu, bun. Ok. Așa. Mă, e interesant. Mie mi se pare interesant, sincer. Mamă, ia uite ce efecte, ce efecte. Păi tare, e tare. Deci, dacă îl vreți, costă acum 25 de lei. Perfect, alte noutăți. Pin pack din acesta cu trofee plângăcioase, nervoase și așa mai departe. De asta nu știu ce să zic, nu știu dacă l-aș vrea eu neapărat. Nu știu dacă aș da 15 lei pentru treaba asta. Dacă vă place și vreți să aveți aceste emoji, ia uitați ce oferte sunt acum. Eu încă mă gândesc dacă să iau acest skin pe Colt. Mai degrabă aș lua această ofertă pentru că așa urmează să îmi cumpăr Brawl Pass-ul din sezonul viitor. Ia să vedem cât mai durează acesta. În 17 zile. Deci v-am spus de ce aș lua eu oferta asta, că stai puțin așa că m-am băgat pe unde nu trebuie. Pentru că așa urmează să îmi cumpăr Brawl Pass-ul și ar fi benefice acele 5.000 de bănuți pentru a-mi cumpăra skin din acela cu bănuți. A mai fost o ofertă similară în care primeai parcă
4 megaboxuri, dacă nu mă înșel, sau 2. Și aceea era bunicică, pentru că cine știe poate spica ceva din megabox. Dar asta e la sigur că strângi bănuții necesari pentru un schimb. Hai să vedem dacă mai sunt și alte lucruri interesante pe shop. O să luăm free puncte pe Max. Așa, am, ia uite, am Calavera Piper, dar nu am gemuri suficiente. Bine, dacă mi-aș lua oferta aia, aș avea practic. Ba, nu aș avea, că dacă aș lua din ele, nu mi-ar mai ajunge să-mi cumpăr Brawl Pass-ul când o să apară. Mamă, ăsta-i... Puh, de unde să am atâta? Mamă, trebuie să stau să strâng o grămadă de coins ca să pot să-mi iau și eu skin-ul ăsta. Mai avem Agent P. Mă, skin-ul ăsta l-aș putea lua, dar îl am deja pe contul secundar și parcă nu mi-aș consuma gemurile pentru skin-ul acesta. În altă ordine de idei, uite, aș putea să-mi iau skin-ul acesta pe Bull. Ce ziceți voi? Se merită sau să mai strâng să-mi iau pe, de exemplu, Dark Bunny Penny sau știu eu, să-mi iau Mecha Crow când o să-mi pice și mie Crow, pentru că nu am Crow și la un moment dat o să-mi pice și mie. Stați așa că vă mai arăt o schemă. Mie numai legendarele îmi lipsesc pe contul meu, deci când o să se întâmple minunea o să fie o legendară. Momentan, nu mă având să fac ceva anume pentru că vreau să se mai strângă. Și după ce o să-mi pice și mie legendare, mai degrabă azi ține acolo să-mi strâng, să-mi iau și eu skin-uri pe legendare și așa mai departe. Bun, acum o să dau cu Ana, cu Elena, care sunt aici de față cu mine. Am și misiune la Gen Grab și sper să fie forță meciul acesta împreună cu vulpițele. Clubul meu este Foxy sau Foxy Vulpița, dacă vreți să intrați în cluburile mele. Da, și să vedem cum o să fie meciul acesta. Da, na, 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 na. Da, na, 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 na. Ok. Uite că mai e o Colette pe aici. Mamă, au și Amber ei. Hopa, hopa, hopa. Periculoasă Amber. E tare periculoasă, vă zic eu. În momentan ei nu se apropie, văd eu, de zona noastră. Stai așa. Ok. Na, n-am mai apucat să fug, am încercat. Ok. Ia să mă duc eu aici să fac o schemă. Că până ajung acolo mă apucă și Crăciunul și Revelionul. Ok. Nia! Nu că s-o băgat asta pe mine. Așa, uai că noi avem 8. Bravo, Ana, bravo. Ok. Mamă, pe Amber asta trebuie să o prindem, că ea e super, 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 super. Așa, încă unul ne mai trebuie, dacă reușiți să luați. Mamă, stai așa. Perfect, haideți încoace. Mamă, super bine, super bine, bravo. Haide, Ana, că avem suficiente, crede-ne. Mamă, noroc că m-am băgat acolo, că altfel eram rip. Mamă, perfect. Super, hai să ne ascundem, Elena. Păzește-ne, Ana, păzește-ne. Perfect. Așa, da, nu ne mai prinde nimeni. Ok. Și am plecat. Mi-am făcut ieșirea de grație, ca să zic așa. Bravo, Elena! Ia uite, Amber și-a dat foc. Nu mai poate. A pierdut. Super, super tare a fost. Deci, vulpițelor și vulpișorilor, cam acesta a fost episodul. Sper că v-a plăcut. Să-mi ziceți acolo în comentarii dacă voi vă luați una dintre ofertele prezentate care a apărut astăzi pe shop, care vi se pare o afacere bună pentru voi. Așa, deci clubul meu este Foxy, pe cel principal, Instagramul meu este foxy.insta, dacă vreți să vedeți mai multe lucruri din viața reală despre mine. Sunt live în fiecare zi pe Trovo, aveți link în descriere, găsiți acolo jos. Și vă pup! Să aveți o zi minunată ca și voi! Pa, pa!